Peste 280 de fermieri din Republica Moldova, care au înregistrat pierderi din cauza crizelor din ultimii ani, au solicitat credite agricole de urgență, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Au depus cele mai multe cereri agricultorii din Cantemir și Edineț. Potrivit Ministerului de Resort, valoarea totală a creditelor aprobate ajunge la peste 96 de milioane de lei. Potrivit sursei citate, cele mai multe credite agricole au fost solicitate de fermierii din Cantemir, 22 de cereri, Edineț, 21 de cereri și Râșcan și Utea Găgăuzia, câte 18 cereri. La Cahul, 16 fermieri au solicitat credit de urgență, iar la Soroca, 13. Cele mai puține cereri au fost depuse de fermierii din Ialoveni, o cerere, și din Bălți, Staraclie și Dondușeni, câte două cereri. Creditul agricol de urgență a fost conceput de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, cu susținerea Guvernului pentru agricultorii micro și mici care se ocupă de creșterea cerealelor. Fermierii afectați au avut posibilitatea să depună cereri în perioada 1 martie-31 mai. Agricultorii au putut accesa credite cu o valoare maximă de 500.000 de lei, garantate de stat în proporție de 90%.